Această rubrică vă este oferită de Spitalul Veterinar Andivet. Bună dimineața, dragii mei! Așa cum v-am obișnuit, ne aflăm din nou la Spitalul Veterinar Andivet. Bună dimineața, domnule doctor! Despre ce vă povestesc astăzi? Astăzi vreau să deschidem un subiect care va deveni o mare problemă în această perioadă de an, adică despre alergiile la căței. Ieri am vorbit cu domnul Mihailă despre... Parenția de căpușe, dacă nu mă înșel, așa, și a prezentat o cască. Sfatul pentru a preveni această problemă destul de urâtă, care ați văzut din ce spunea și dumnealui ce semne clinice urâte poate să dea și ce probleme pentru cățeii noștri, cel mai util sfat care îl pot da tuturor posesorilor de căței este de parazitare externă. Să facă la zi de parazitare externă, fiindcă doar în acest fel putem preveni mușcătura de căpușă și, bineînțeles, transmiterea acelor toxine care duc la acele semne clinice. Pe lângă asta, deparazitarea externă ne ajută și la prevenirea bolilor, altor boli transmise de căpușă, cum sunt babesioza, borelioza și multe altele, care, din păcate, iarăși am început să avem destul de multe cazuri în această perioadă. Deci, deparazitarea externă să fie făcută cu sfințenie și așa cum recomandă medicul veterinar, în funcție de produsul ales, de bugetul fiecăruia, bineînțeles. De la ce an se face acest vaccin? Acesta nu este un vaccin propriu-zis, cât este fie aplicarea unor soluții după ceafă, unor soluții concentrate care protejează o perioadă de timp în funcție de substanțele care le conține, sau o aplicare de spray-uri, prafuri, zgârzi. Se pot face din primele săptămâni de viață cu produse mai puțin toxice, ulterior, de la vârsta de 3 luni, se pot folosi deja majoritatea produselor. Și bine că m-ați întrebat, fiindcă tot legat de această problemă, adică în continuare acestei probleme, putem discuta și de subiectul de astăzi, adică alergiile la căței. Pe lângă purecii, care știm că sunt cauza numărul 1 a producerii alergiilor la căței și care tot de parazitarea externă ne ajută să le ținem sub control, mai sunt acele dermatite atopice, dermatitele alergii atopice, adică, cum ne prezintă și planșa din față, alergiile la polenuri, care încep să apară acum și să irite pe căței noștri sensibili la ele, alergiile la acarienii de praf și, bineînțeles, și alergiile alimentare, le putem include tot la acest capitol. Aceste alergii se manifestă sub mai multe forme sau sunt anumite locații destul de bine stabilite. Vedem în imagine acest cățel la care este afectată zona ventrală, zona pliurilor, deci se aseamănă foarte mult cu noi oamenii acele leziuni. Foarte important sunt și lăbuțele, căței cu această dermatită atopică au tendința să se lingă foarte mult la piciorușe, între degete și, bineînțeles, sunt predispuși la otitele alergice. Cum vedem și în imaginea aceasta, aici avem o prezentare de mai multe tipuri de otită, de la o ureche normală la o otită medie și o otită acută, cu însămânțare de bacterii și ciuperci, fiindcă automat pe fond alergic încep să apară și suprainfecțiile bacteriene și cele micotice și, bineînțeles, o otită mai severă, o otită urâtă, deja netratată de ceva timp, la care într-adevăr se poate ajunge și care se tratează mult mai greu și este foarte dureroasă. Ce tratamente se aplică pentru aceste dermatite alergice? Tratamentele se aplică în funcție de stadiul în care vine proprietarul cățelul la noi. Dacă vine într-un stadiu acut în care pielea este roșie, suprainfectată, este obligatoriu și administrarea de antibiotice pentru a trata suprainfecțiile. Bineînțeles, tratamentul de desensibilizare, adică folosirea anumitor substanțe care să scadă imunitatea în fața acestor alergeni pentru diverse perioade de timp și îmbăieri generale, care iarăși ajută foarte mult pielea, bineînțeles o dietă specială, hipoalergenică, ar fi foarte, foarte indicată, și chiar anumite suplimente pentru întărirea pielii acestor căței, care din păcate au destul de sensibilă față de un cățel normal. Pe lângă acestea, ce se mai poate face și putem face chiar în cadrul acestui spital, este o analiză numită alergogramă, adică se recoltează o probă de sânge din care se determină exact
cantitatea de IgE-uri, adică de acele substanțe din sânge care cresc la diversi alergeni. Astfel detectăm exact la ce din mediu este alergică țelul nostru. Ne ajută foarte mult această analiză, fiindcă pe baza ei putem face un vaccin, un autovaccin de desensibilizare, care să-l folosim pentru a proteja și a avea un cățel care nu mai este așa de sensibil la factorii care pe el îl supără și îl fac să se scarpine așa de rău încât să producă leziuni. Eu vă mulțumesc, dragii mei, că ne-ați urmărit și în această săptămână. După cum ați văzut, am avut cazuri speciale. Vă mulțumesc și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, weekend plăcut, la revedere! Această rubrică v-a fost oferită de Spitalul Veterinar Andivet.